Hai afară, la vaccinare, campanie, maraton de vaccinare. Și am ajuns la Romexpo aici, unde avem trei variante. Avem Moderna, avem Pfizer și Johnson. Lumea non-stop de dimineață, prânz și seară, cu 100, 130 de mii vineri, 120, 100. Important e că s-au deșteptat și s-au apucat de vaccinat. Spuneți-ne cum sunteți, ce facem, ne trezim, ne-au apucat de treabă. Facem numai lucruri bune. După cum vedeți, oamenii au început să vină să se vaccineze. Un lucru extraordinar pentru noi, întrucât doar așa considerăm că putem să învingem această pandemie. Da, foarte bine. Suntem aici pentru toată lumea. Doamna doctor mi-a dat un costum, toată lumea vine, mă întreabă, dau informații. DSPC, Direcția Sănătate Publică Cârcotaș, înainte de a vă înțepa, eu dezbrăcatul am zis să vă dau o stare de bine, să vă fie bine, să aveți zâmbetul pe buze și să fiți sănătoși. Și tu la fel. Doamne ajută. Mi-ești drag. Și dumneavoastră. Deci faceți dreapta acolo și nu plătiți că ați vorbit cu mine. Normal era 10 lei, dar mă rog, hai, v-ați vaccinat, sunteți sănătoși. Eu m-am vaccinat și acum am venit cu soția. Care așteaptă să se vaccineze. N-a vrut să se vaccineze și acum se vaccinează. Am prieten care s-a vaccinat pe ascuns că nu să nu afle. Dar iată că ne trezim și ne-am apucat de treabă. Da. Eu am venit și cu momente vesele, o să fac oamenii să râdă, un banc cu atenție, o mătlină, un mic. M-a recunoscut, gata, ce e, să mai. Cum, dar cine, domn doctor dezbrăcat? Eu am venit cu părinții mei care sunt la booster, așa că trebuie să iasă pe aici în vreo 10 minute să le aduce și lor un zâmbet. Cu mare drag. Au fost foarte cuminți și foarte ascultători. Să rămână sănătoși, să aveți grijă de ei. Alți oameni care habar n-au pe ce lume să. Nu mai comentăm, bine că ne-am trezit în al 12-lea ceas și ne-am apucat de treabă. Stați o secundă. Uite, vezi, că nu respecti. Nu, că iau numărul și dau amendă. Auzi, era bună și campania aia cu doi mici, mă, că mi s-a făcut foame. Cum a fost? Foarte simplu. Emoții? Puțin, că mi-e frică de AC. N-ai, mă, iar cum era să te întreb, vrei să te înțepi eu? Și eu sunt o fire mai înțepată așa. Nu vei simți absolut nimic, mă bucur că ai venit. Pentru doza 3, foarte bine. Ce aveți, Pfizer? Pfizer, da. Da, centru 1-4, coadă pe partea asta sau pe partea cealaltă? Am treabă de nu mă văd. Pentru doza cât? 3. Putem să ne înțelegem, trageți în fața acolo dreapta și vă fac eu. Hai, ca să nu mai stați la cadă. Bine. Era o stare de bine, zâmbești, bucurie, hai, sunteți cu soția, distracție, hai. Pfizer sau Johnson? Pfizer. Aici, dar băgați mașina în fața acolo după Dacia aia și îmi dați un 5 lei, 3 lei, că v-am ajutat, v-am găsit loc. 2 lei, hai. Doza 2, 3, ce ați făcut? Să rămână. Nu, venim de la biserică noi. Ah, de la biserică, gata. Tu unde vrei să mergeți? La Pfizer, da. La Pfizer, mergeți cu mine aici. Eu mă ocup, eu... Stați liniștită. Păi nu, eu sunt aici. Da? Mai ajungeți cu mine, nu, haideți cu mine. Dacă eu vă bag în față, dă-te-mă la față. Dă ceva, că așa se zice. Că? Că ne dă ceva, că ne vaccinăm. Eu am făcut Johnson. Păi și vă dă un certificat verde. Așa, și apare de asta, am un șut în... Cum adică? Faceți pentru sănătate, cum adică? Și, doamne, da, și se vorbea de... Să vorbim. A, și nu se mai vorbește, că nu? E valul 4, trebuie să vină valul 6. Da, lasă, merge la o bere, la un mic. Așa, da. Cei mai curajoși bărbați de aici, de la vaccinare, au venit să ne spună oful lor cel mare. V-ați vaccinat? Ne-am vaccinat. Să vă fie să de bine. Să putem fi mai liberi și mai sănătoși. Și să vă protejați pe dumneavoastră și pe familie și pe prieteni și pe toți cei toți cu care intrați în contact. Acum, pe bune, după vaccinare, cu alcoolul cam puțin, dar ar merge foarte un mic. Puțin. Cu siguranță. E o vorbă, cine nu muncă, nu mâncă. Noi am muncit, pur și simplu am terminat, totul a ieșit frumos, zâmbete pe chipurile oamenilor. Am zis, hai să ne aducem aminte, băi Băneasa, să ne aducem aminte de obor, de oferta aia cu vaccinatul, cu micul, cu bere. Și vă spun doar atât, să fim sănătoși și să rămânem așa. Vă pupăm și vă iubim. Hai să trăiești. Hai Băneasa, la masă că să răceți mici.